Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi m-am gândit să vă arăt cum să faceți o garnitură foarte gustoasă, perfectă pentru meniurile vegetariene sau pentru zilele de post, care merge făcută atât la cuptor cât și la grătar. Facem astăzi salată de legume coapte. Am folosit o sumedine de legume, care mai de care mai colorate și mai gustoase, pe care le-am servit cu un dressing de ulei de măsline și de usturoi și este un deliciu. Vă invit în continuare să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare. Delicioasă salată de legume, vom avea nevoie de o vânătă, un dovlecel din acesta zucchini, puteți să puneți și dovlecei normali, 500 de grame de ciuperci, 200 de grame de roșii sherry, o ceapă roșie, un ardei galben și un ardei roșu, puteți folosi orice fel de ardei doriți, 3 căței de usturoi și câteva picături de ulei de măsline le vom folosi pentru dressing, sare și piper după gust. Voi începe să fac salata noastră prin a toca legumele. Puteți folosi pentru această salată orice legume doriți dumneavoastră și vă sunt pe plac. Mie îmi plac toate aceste legume și îmi place combinația dintre ele, de aceea le folosesc. Dar puteți să adaptați rețeta după gustul dumneavoastră. Și să le tăiați după cum doriți. Rețeta aceasta merge foarte bine și cu legume făcute pe grătar, tăiate rondele, astfel că să nu le pierdeți printre grilele grătarului, nu știu cum să zic, printre zăbrelele acelea. Dar este foarte gustoasă și la cuptor. Le voi pune într-o tavă. Eu le fac în tava aceasta de inox, puteți să le faceți în tava aragazului sau într-un vas de iena, depinde de cantitatea pe care o faceți. Le tăia la fel și vinetele, eu le las cu coajă pentru că nu mă deranjează coaja, dar dacă nu vă place cu coajă, puteți să sau le decojiți. Am terminat cu vinetele. Va fi o bogăție de culori această salată. Voi tăia ceapa roșie. Ardeiul. Am tăiat și ardeiul roșu la fel ca pe cel galben. Iar acum voi tăia roșiile sherry în jumătate. Iar ciupercile le voi lăsa întregi pentru că sunt ciupercuțe mici și drăguțe și nu este nevoie să le tai. Peste toată bogăția aceasta de legume super colorată, voi presăra sare. Piper. Și ulei de măsline. Le voi amesteca foarte bine. Și le voi coace în cuptorul în 5 la 180 de grade pentru 40 de minute. Iar la jumătatea timpului le voi amesteca, pentru că sunt destul de multe legume și vreau să se gătească uniform și cele de la bază și cele de deasupra. Legumele mele sunt aproape gata, sunt în cuptor, iar în bucătărie miroase extraordinar. Iar acum mă voi apuca să fac dressingul, pe care o să-l fac într-un morcan, pentru că se amestecă foarte bine. Și voi trece usturoiul prin presă și o să-l pun aici în borcan. Adaptați cantitatea de usturoi după gustul dumneavoastră. Apoi, peste, voi pune sare.
și ulei de măsline. Voi închide borcanul și voi agita foarte bine dressingul nostru. Legumele mele sunt gata, le-am scos din tavă, vedeți, sunt semnificativ mai mici decât erau la început. Iar acum voi adăuga peste ele dressingul. Le voi amesteca și le voi acoperi cu o farfurie și le voi lăsa timp de 5 minute să se infuzeze așa cu gustul de usturoi. Salata mea de legume coapte este gata. Vă sugerez să o serviți ca atare sau ca garnitură lângă preparate la grătar, fripturi, ce doriți dumneavoastră. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalului meu de YouTube, gătișteușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!